Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 28 septembrie 2022. Cum să-ți rezolvi problemele? Dar Duhul Sfânt vă va învăța toate lucrurile. Ioan 14, versetul 26. Da, Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, te va învăța toate lucrurile, dar trebuie să faci și tu ceva. În primul rând, trebuie să asculți vocea Duhului care locuiește în tine. El îți aduce aminte neîncetat despre planul lui Dumnezeu și îți va arăta cum să-l împlinești. El vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Am citat Ioan 14, versetul 26. Ce te-a învățat cuvântul lui Dumnezeu să faci? Ai făcut deja? Ascultarea este ușa spre binecuvântare. În al doilea rând, petrece timp cu Dumnezeu, rugându-te zilnic. Biblia spune că în ziua necazului mă va ascunde sub acoperișul cortului lui. Psalmul 27, versetul 5. Cortul era o odaie secretă din palatul unui împărat și era atât de fortificată încât dușmanii nu puteau intra acolo, chiar dacă îl descopereau. Putea să se dezlănțuie tot iadul, că nu se schimba nimic. La fel stau lucrurile și în plan spiritual. Nu lăsa ca lucrurile care nu contează să te copleșească. Te superi pe lucrurile care trebuie date la o parte, ca fiind triviale? Stai în prezența lui Dumnezeu și lasă-L pe El să-ți restabilească perspectiva. În al treilea rând, nu fi prea mândru ca să ceri sfaturi sau ajutor. Biblia ne spune că aceia dintre noi care sunt puternici trebuie să poarte poverile celor slabi. Vezi Roman 15, primul verset. Uneori trecem prin momente în care trebuie să-i ridicăm pe alții, iar alteori prin momente în care noi trebuie să fim ridicați. Domnul Iisus a vindecat o femeie care era gârbovă de 18 ani din cauza unei boli și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele, cum scrie în Luca 13, versetul 11. Uneori ai nevoie de ajutor, pentru că nu te poți ajuta singur. Împăratul David a înțeles lucrul acesta și a apelat la fiii lui Isahar, pentru că aceștia se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel. Scrie în 1 Cronici 12, versetul 32. Așa că Dumnezeu oferă ajutorul, tu trebuie să-l folosești.